Chiriile aferente locuințelor anele din blocurile 6, 8, 10, 12 și 14 din Alea Vasile Lupu se vor mări. Deși inițial propunerea a fost aceea ca chiriașii cu vârsta de peste 35 de ani să plătească de acum o chirie de 5 lei și 90 de bani pe metru pătrat din suprafața utilă pe lună, consilierii locale au decis vineri, la ultima ședință de consiliu, ca prețul stabilit pe metru pătrat să fie de doar 5 lei, adică cu 90 de bani mai puțin. Propunerea a fost făcută de comisie după ce primarul Leoreanu a dorit să intervină în favoarea chiriașilor. Știm că este legea care prevede clar că după 5 ani în care au fost închiriate aceste locuințe și titularii de contract de închiriere au depășit 35 de ani, se majorează suma, quantumul, deci contractelor de închiriere. Pe formule am studiat și eu și m-am uitat cu cei de la locatul, am analizat și am văzut că se ajunge la 5,9 lei pe metru pătrat. Totuși am zis că fiind o sumă destul de mare și uitându-mă la constantele, la acei termeni fixi din formulă și la variabile, la parametri reprezentați de indirecte, beneficiu și așa mai departe, am constatat că chiar dacă societatea ar merge cu un profit foarte, foarte mic, aproape de zero, și celelalte cheltuieli foarte, foarte mici, s-ar putea ajunge la un cuantum de 5 lei pe metru pătrat. De aceea eu am și recomandat și celor de la Locato și Comisiei să facă această propunere, să mergem cu 5 lei, încercând pe metru pătrat, încercând să-i ajutăm în acest sens și pe chiriași, ținând cont de situația economică dificilă prin care trecem și ținând cont de faptul că, totuși, chiria în acest caz aproape se dublează. Din punct de vedere al cuantumului, așa cum ați justificat, nu este o problemă. Eu cred că putem propune acest. Noi am dat avizul pe formula de calcul care a fost stabilită de lege, sigur că ai. Astfel încât în acest moment putem propune suma de 5 lei pe metru pătrat. Proiectul a trecut cu acest amendament. Chiriile au fost majorate întrucât s-au împlinit 5 ani de la încheierea contractelor de închiriere, iar beneficiarii au trecut de vârsta de 35 de ani.